Hei, salut prieteni, astăzi este 1 martie, la mulți ani sau ceva, nu știu dacă se spune ceva, habar n-am. E foarte mișto afară. Îl aștept pe Horia să vină de la școală și o să mergem la bunica mea să-i dăm mărțișorul. Mă gândeam mai dimineața când m-am trezit că mi-era destul de somn, așa m-am trezit și eram așa super somnoros și mă gândeam că somnul ăsta de dimineață nu e chiar același cu ăla de seara când nu mai ai vlagă să faci nimic. Se somnă acum, dacă te pui în pat, sigur nu ai putea să adormi sau ai adormit foarte greu. Și cred că ce trebuie făcut pentru a scăpa de somnul ăsta de dimineață e să faci ceva, orice, numai să faci, să nu stai să lenevești, cum se zice, că mai rău ție. Dacă te apuci și faci, mai ales un sport sau ceva, cred că te revii imediat. Asta e mișto la dimineață, că nu e un somn de la pe care trebuie neapărat să dormi, neapărat. Sunt cu Horia, acum mergem să dăm mărțișoarele, am luat flori. Am ajuns acasă, am fost la Ana, i-am dat mărțișorul, niște flori, am mai stat cu ea, s-a lăsat noaptea. Parcă astăzi chiar a fost prima zi de primăvară, adică chiar s-a văzut treaba asta în comparație cu ieri, când a fost vremea destul de ca de iarnă, așa. Astăzi a fost chiar frumos. Dacă ieri n-am reușit să fac nimic la Samsung, o să fac eu altceva astăzi. O să scot de pe telefon softul ăsta super greoi de la Samsung și am să pun CyanogenMod mod. Dacă tot nu mai am garanție, acum oricum nu mai am nimic de pierdut. Plus că ceea ce mă enervează foarte mult este că nu pot înregistra 4K, de exemplu, decât 5 minute și se încălzește foarte rău. Dacă ne-am făcut root data trecută, am înregistrat 4K vreo oră și nu s-a încălzit deloc. Așa că mă pun acum să-l mânăresc. Sper să nu-l stric de tot. Auzi? Portocalele astea babane de pe balcon, poți să le fac suc? Că sunt, zici că sunt grefuri, așa de mari sunt. M-am gândit că cine știe la ce le folosești dacă le-ai luat așa mari. Da, bine, bine, pa. Vreau să-mi fac un suc de portocale și am găsit niște portocale, nu știu ce să vă arăt în comparație cu chestiile astea. Ah, uite telefonul meu. Note 4, deci un telefon mare, mare. Sunt ca niște grefuri. Mă duc să le fac să plângă. Foarte mișto un suc de portocale să bei în loc de cafea sau ca și energizant, este excelent. Beam într-o vreme când mergeam la sală, beam suc de portocale înainte de sală. Cel mai bun pre-workout pe care l-am băut eu vreodată. Dar, în lipsa unei prese, ca să meargă treaba mai ușor, mi-e extrem de lene să fac. Dar am poftă acum, așa că am să fac. Noroc că avem așa ceva. Un storcător de asta care este relativ electric, adică apeși aici și se învârte asta electric. Dar tot e greu. Stai-le, tai-le, frece aici pe asta. Dar e o chestie mai ok, mai rapidă decât manual. Deci nici nu știam că avem un cuțit în casă care taie în halul ăsta de bine. Dar nu e un cuțit, e un satâr. Dar indiferent. Ba, ați văzut ce tai cașcavalul cu ăsta de acum încolo? Păi de acum. Eu l-am luat la Caterinca așa, dar văd că taie excelent. Adică e cel mai bun cuțit din casă, văd. Dintr-o portocală jumate a ieșit jumătate de litru de suc, ceea ce este, mi se pare mult, mi se pare, dar bine, e și babană portocală. În principiu e bună și pulpa, dar prin procedeul ăsta de stoarcere iese o pulpă prea uscată și prea mare ca să o poți pune în suc și să-l și poți bea relaxat. Dar asta de aici trebuie scoasă pentru că împiedică sucul să mai curgă frumos. Păcat că n-am cântărit portocale înainte, că eram curios cât suc iese din ce cantitate de portocale. A, stai că știu că am punga. Așa. Deci 2 kg jumate au avut astea 4 portocale, 2 kg jumate. Ia uite ce can asta. A? Foarte tare, 3 portocale, 700 de ml de suc. Cana asta are un litru până în dinți aici, se pare. Uite. Și acum o să împart asta în două pahare, ca să-i dau și lui Horia.
Și mă duc să fac telefonul ăla. Gata, uite, asta mi-a ieșit. Am terminat cu telefonul, n-a fost un proces extrem de interesant de filmat. L-am rutat, i-am făcut modul ăla pentru cameră să poată să maximizeze tot ce nu putea până acum, respectiv timpul maxim de filmare, bitrate-ul și calitatea imaginilor. Adică compresie mai mică, mai pe scurt. Plus că am făcut o chestie foarte mișto care probabil ar interesa pe mulți. Am ras tot ce mi-a băgat Orange pe gât absolut gratuit și de care eu n-aveam nevoie. Acum am șters cache-ul și aștept să se reoptimizeze aplicațiile și apoi e gata. O să fac mai multe teste cu camera și am să vă spun dacă am reușit să fac ceva. Am vorbit cu Ana mai devreme și deși plecăm vineri dimineață, i-aș a făcut bagajul deja, e gata. Spre deosebire de mine, care probabil o să-l încep joi seara și o să-l finalizez vineri dimineață. Întrebarea de astăzi este: voi cu ce ați înlocui apa? Eu personal, dacă aș putea, aș înlocui apa cu suc de portocale, ar fi super tare, ci-mi place la nebunie, dar e și mult mai scump ca apa, bineînțeles, și mi-e și lene să fac mereu. Dar dacă aș avea livadă de portocali, poate că aș face, cine știe. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să-mi lăsați un like, să-mi lăsați un comentariu și mai ales să dați share videorilor pe Facebook. Același lucru este valabil și dacă nu vă place, puteți să-mi lăsați un dislike dacă vreți, puteți să-mi lăsați și un comentariu de ce nu vă place, ce aș putea face în plus, ce aș putea face mai bine, ce aș putea face în minus, de exemplu. Nu uitați să vă abonați, să-mi lăsați un like pe pagina de Facebook și ne vedem mâine. Pa. Și așa că am adus garanția, mi-a zis că pot să păstrez garanția dacă schimbă placa de bază, dar contra cost.